Potrivit lui Eugen Nicolaescu, în urma adoptării proiectului, pacienții vor beneficia de proceduri simplificate, de costuri reduse, dar și de garanția că atunci când se va dovedi actul de malpraxis, vor fi despăgubiți de către asiguratori. Pacienții vor primi din partea spitalului toate documentele medicale necesare în ceea ce privește cazul reclamat și nu vor mai fi nevoiți să aștepte ani de zile decizia instanțelor de judecată. Proiectul de lege precizează clar că în termen de șase luni procesul de evaluare a cazului va fi finalizat, iar pacienții vor Редактор погубить